Într-o zi obișnuită de zbor, două stewardese așteptau să decoleze avionul și să primească semnalul de la pilot că se pot ridica de pe scaun. Un sunet se repetă enervant. Ping-bang, ping-bang, ping-bang! Vai, mă disperă! Trebuie să merg la 23B să văd ce vrea. Ce este așa de urgent când de-abia am decolat? A spus una din stewardese, puțin agitată. E clar că voi avea o zi grea și sunt și foarte tristă. Azi am dus-o pe mama la spital pentru un control și mi-aduc aminte cum o țineam de mână și... Bing bang, bing bang! Oh, astăzi sunetul ăsta o să mă omoare! Pilotul a terminat decolarea, poți merge? Bișopti colega. Uf, în sfârșit, să văd ce poate fi așa de urgent, spuse stewardesa în timp ce își desfăcea disperată centura de siguranță. S-a ridicat și a aranjat fusta și a netezit gulerul, a luat un aer adânc și cu zâmbetul profesional pe buze a dat perderuța la o parte. Apoi a intrat la clasa întâi. Ochii ei au scanat rapid fiecare pasager în parte. Câțiva oameni de afaceri care scot laptopurile, un bărbat de vârstă mijlocie ce se pregătește să citească o carte, o mamă cu doi copilași, o mama copilor îmi zâmbește, poate dorește ceva, spunea stewardesa în gând. Bună ziua, vă pot aduce ceva? Nu, mulțumesc, a spus zâmbind pasagera. Ok, până acum stăm bine, se gândea stewardesa. La clasa întâi n-o să fie probleme. Oh, mai sunt și locuri libere. Încerca sărăcuța să-și distragă gândurile și să se liniștească până ce va ajunge la pasagerul care suna neîncetat. Când ajunse la clasa economică, stewardesa a văzut că pasagerul cu numărul 23B este de fapt o femeie. Cum o zăriși dădu imediat seama că este exact persoana care aduce numai necazuri. Tânără înfumurată, crede că toți oamenii de pe pământ s-au născut și trăiesc numai ca să-i facă ei pe plac. Uf, din păcate eu chiar va trebui să o mulțumesc, îi spunea stewardesa în gând, aprumbindu-se de ea cu un zâmbet forțat. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Vreau să mă mutați de pe acest loc, spunea pasagera cu un glas pițigăiat. Stewardesa a respirat adânc și a întrebat-o zâmbind. De ce, doamnă, s-a întâmplat ceva? Dar tu nu vezi că m-ați așezat lângă un negru? Crezi că pot suporta tot zborul? Ups, problemă rasistă, îi spunea stewardesa în gând. Apoi, aruncând o privire către ceilalți pasageri, văzu că toți aveau privirile înțintite asupra ei și așteptau curioși cum va rezolva oare această situație tensionată. Înghițind un ansec, se uita la bărbatul de culoare și îl văzu cum se uita șocat, fără să îndrăznească să spună ceva. Avea hainele îngrijite, iar privirea, inteligentă, care îl trăda că este un intelectual, care precis se îndrepta spre o conferință. Ce mai aștepți? Ai înlemnit? Striga la ea femeia isterică. Mă scuzați, doamnă, voi căuta să văd ce pot face, îi răspunse stewardesa zâmbind, apoi porni spre locurile economice din spatele avionului. Este așa cum am gândit, toate locurile sunt pline, îi spuse stewardesa în gând. Între timp ce umbla în sus și în jos, căutând o soluție, săraca stewardesă simți cum toți pasagerii o ținteau cu privirile lor. Ajungând din nou la femeie, a spus, stimate doamnă, după cum am bănuit, avionul este plin. Singurele locuri libere sunt cele de la clasa întâi, dar va trebui să cer prima dată acceptul capitanului pentru a putea muta o persoană acolo. Dintr-o dată, femeia isterică lua o înfățișare victorioasă, cu un aer de superioritate. Pasagerii o priveau pe stewardesă supărați, pentru că se așteptau să o pună la punct pe această femeie. Ajungând la capitan, stewardesa îi spunea, avem o problemă rasistă. Pot muta o persoană de la economic la clasa întâi?
Dacă e sigură că doar așa se poate rezolva mai bine, fă cum crezi tu de cuvință, îi spuse căpitanul. Aceste cuvinte de încredere au și liniștit-o imediat și cu un zâmbet venit din toată inima a pornit spre femeia isterică. Stimate doamnă, căpitanul a fost de acord. Nimeni nu este obligat să stea lângă o persoană dezagreabilă. Un murmur de nemulțumire s-a auzit în tot avionul. Femeia isterică se simțea învingătoare. Apoi arunca o privire cu dezgust spre bărbatul de culoare, în timp ce, repezită, își adunase lucrurile. Bărbatul de culoare tăcea și se uita neputincios spre mulțime. După ce o lăsa pe femeie să-și adune aproape toate lucrurile, stewardesa cu o privire și o voce caldă a spus: Domnule, ați fi așa de amabil să mă urmați la clasa întâi? În numele întregii noastre companii, pilotul vă cere scuze pentru faptul că ați fost pus în situația de a avea lângă dumneavoastră o persoană atât de neplăcută. Dintr-o dată, zeci de aplaude și țipete de bucurie se auzeau în întregul avion. Toată lumea se bucura alături de bărbat, care, emoționat de întoarcerea bruscă a situației, a început să plângă de bucurie. Ulterior, compania aeriană le-a trimis următorul mesaj angajaților săi. Este posibil ca oamenii să uite ceea ce le-ați spus. Este posibil ca oamenii să uite ce ați făcut pentru ei. Însă, nu vor uita niciodată felul în care i-ați făcut să se simtă. Această întâmplare a fost adevărată. S-a petrecut pe data de 14 octombrie 1998. Nu uitați niciodată să lăsați ceva frumos în sufletele oamenilor cu care vă întâlniți în drumul vieții și așa pestrăi veșnic. Sper că v-a plăcut povestea și până data viitoare vă doresc toate cele bune și o duminică binecuvântată. La revedere!